ai lansat o nouă melodie și vreau să te întreb de unde îți vine inspirația pentru melodiile pe care le scoți? Unele dintre ele le-am și compus, altele au fost compuse de writer foarte talentați, cum este și Irina Rimes, cea care a compus noua mea melodie și nu numai. Producător la fel de talentați, cum este Alex Potoi, care a făcut producția acestei noi mele piese. Și inspirația cred că în orice mă înconjoară. Îmi place să îmi găsesc așa câte un lucru care să mă inspire în momentul ăla și de ce nu să scriu despre acel ceva. Ești foarte prinsă între concerte și vreau să te întreb de unde îți găsești putere să continui când simți că nu mai poți. Cred că energia publicului contează foarte mult pentru noi în general artiștii și cumva ne încărcăm de fiecare dată cu treaba asta, chiar dacă poate atunci când intrăm pe scenă ne simțim copleșiți și pe lângă emoții oboseala spune cuvântul. Cu siguranță energia publicului imediat după ce am dat startul concertului vine către noi și asta ne încarcă și ne face să ducem până la bun sfârșit concertul. Ai apucat să te bucuri de vară? Ai fost în vreo vacanță? Sau plănuiești o vacanță? Am fost câteva zile în Italia. Eu mă bucur din plin de toată perioada de vară pentru că sunt pe scenă și asta mă face să fiu împlinită pe partea carierei mele ca și artist. Și nu mă plâng, chiar dacă am mai puține zile pentru mine și pentru a călători, pentru că îmi place foarte mult să fac și asta, mă bucur că sunt alături de fanii mei și cu siguranță vor veni și zile libere pe care le voi alege să le petrec undeva unde îmi doresc. Nu știu, nu m-am gândit încă, dar sunt multe lucruri. Ce planuri ai pentru această toamnă? Multe! Pe lângă că o să urmez o colaborare pe care eu mi-o doream de foarte mult timp. Asta în toamnă se va întâmpla. Poate și o surpriză de Crăciun. Putem să mergem chiar un pic mai înspre iarnă. Și, nu știu, concerte, evenimente. O să fiu prezentă la cele mai importante evenimente. Muncesc în continuare. Cum e viața de mămică? E minunat. Anastasia crește foarte frumos. Ne bucurăm de fiecare lucru nou pe care îl spune, pentru că acum am ajuns la perioada în care începe să vorbească și ne amuzăm, ne bucurăm, e fascinant.